pricina carosabilului umed, bărbatul a pierdut controlul mașinii, a izbit parapetul de protecție și s-a răsturnat. Norocul celor din mașină a fost că aceasta s-a oprit din cădere în câțiva salcâmi. Din fericire, pasagerii au scăpat cu răni ușoare. Aceștia au fost transportați la spitalul din Câmpul Lung pentru a li se acorda îngrijirile medicale necesare. Poliția rutieră a deschis o anchetă în acest caz pentru a stabili care au fost cauzele și împrejurările ce au stat la baza producerii accidentului, dar și pentru a trage la răspundere persoanele vinovate.